Firește că orice cetățean care ne privește acum este interesat de lucrurile care îl mulțumesc sau nemulțumesc în viața de zi cu zi. Dar nu cred că este cineva total dezinteresat de ceea ce se întâmplă și cu democrația noastră mai firavă sau mai, să spunem, accentuată în unele momente. Pentru că societatea a evoluat foarte mult. Și într-adevăr, dincolo de locul de muncă, de faptul că mergi la piață și nu-ți dai tot salariul pe mâncare și faptul că mergi într-un spital și vrei să fii tratat corespunzător, suntem cu toții preocupați și bineînțeles, sunt total de aproape de noi cu premierul Ponta, cu fostul prim-ministru, dar ne preocupă și ceea ce se întâmplă cu democrația noastră, pe care nu credem că vrem să o lăsăm în continuare fragilă sau fragilizabilă. Luăm pauză de publicitate.